Salut! Florin Rogojnaru cu un nou clip despre actori, filme și curiozități. Să-mi fie rușine, îmi cer că nu am mai postat nimic de două săptămâni, dar clipul ăsta am lucrat ceva la el și mi-e -mi place foarte mult. Veți vedea actori și accidente în timpul filmărilor. Actori care s-au rănit, bine, au fost și unele accidentări mai ușoare, cum ar fi o luxație de gleznă a lui Ben Affleck în Amețit și Confuz din 1993. Sigur nu ați observat în războiul stelelor când s-a lovit acest soldat cu capul de ușă. Să fii actor la Hollywood e super. E visul cred că tuturor actorilor care se apucă de actorie. Să devii foarte bogat, să devii celebru, cunoscut în toată lumea, dar sigur nu e ușor. Ați văzut misiunea imposibilă? Tom Cruise își face de obicei singur cascadoriile în toate filmele. Dar, în acest film, și-a rupt glezna. În această scenă, când trebuie să sară de pe o clădire pe alta, actorul aterizează greșit cu piciorul drept, astfel că, a declarat el, am simțit direct cum s-a rupt dar m-am ridicat și am alergat în continuare ca să nu trebuiască să mai filmăm încă o dată această scenă. Sigur a fost dureros, se vede după modul în care el se ridică și își continua alergarea. Dar pentru acest film, Misiunea Imposibilă 6, actorul a primit 28 de milioane de dolari. Eu zic că merită. În total, pentru cele 6 filme, a primit 280 de milioane de dolari. Și urmează și Misiunea Imposibilă 7. Dar stăpânul inelelor, ați văzut? Acest urlet al lui Aragorn, credeți că e din cauza că e nervos? Această scenă în care el lovește cu piciorul o cască a fost filmată de patru ori, dar ultima a fost cea mai dureroasă. În film, acesta era supărat din cauza că el credea că prietenul lui său din frăția inelului a murit. Dar în realitate, acest urlet se datorează faptului că el și-a rupt două degete de la picior. Actorul Jake Gyllenhaal în filmul Nightcrawler din 2014, Buvnița de noapte în traducere, joacă rolul unui cameraman care caută crime în timpul nopții. Și din cauza că a pierdut o știre foarte importantă, acesta ajunge în fața oglinzii unde trebuie să se descarce. Din cauza că acesta a intrat prea bine în pielea personajului, a trântit ușa dulapului care avea o oglindă atât de tare încât aceasta s-a spart și s-a ales cu o tăietură super gravă, au fost nevoie de 14 copci. Wow, Leonardo DiCaprio. Și el s-a accidentat <laughs> în acest Puh. Leonardo DiCaprio în Django Unchanged s-a ales și el cu o accidentare gravă. De fapt, nu foarte gravă. Acesta juca rolul unui proprietar Deținător de sclavi. În această scenă, el oferea o cină lui Django, jucat de Jamie Fox, și era foarte nervos că aflase de planurile lui Django de a își elibera soția. El trebuia să joace ca și cum e nervos, dar nu atât de nervos încât să dea cu palma într-un pahar și să-l spargă. Paharul nu trebuia să se afle acolo când Leonardo DiCaprio dădea cu pumnul în masă, cu palma în masă, dar mai rău e că era acolo, dar s-a și spart și acesta s-a tăiat. Dar totuși a continuat să filmeze și în scena următoare se vede cum are sânge pe mână, arată dur, dar sigur a fost și foarte dureros. În comedia din 2008, Pineapple Express, James Franco joacă unul dintre rolurile care l-au făcut pe el cunoscut. În scena din pădure, când cei doi actori aud și văd ceva în pădure, se sperie și o iau la fugă, fiecare în direcții diferite. Dale o ia la fugă, se împiedică și cade, dă cu cap într-o piatră. Așa era scenariul, el nu s-a lovit, e face parte din scenariu. Dar James Franco alerga în partea cealaltă, fiind întuneric, s-a lovit de un copac și s-a lovit pe bune, nu era în scenariu și s-a ales cu câteva vânătăi la frunte. De aceea, în continuarea filmului, poartă acea bandană la cap pentru a ascunde rănile. Urmează Channing Tatum, care în 2014 în filmul Foxcatcher când joacă rolul unui wrestler care a ajuns să joace chiar la jocurile olimpice. Ei bine, după ce a pierdut un meci foarte important, acesta merge în vestiar unde era foarte supărat. Începe să se lovească, plânge, dar cel mai intens moment e acela când vrea să se descarce lovind oglinda cu fruntea. El e din nou o dovadă că nu e bine să-ți intri prea mult în pielea personajului pentru că, după ce s-a terminat acea scenă, s-a ales cu câteva tăieturi pe frunte și spune că nu își mai aduce nimic aminte. Să îl joci pe Isus, sigur nu e ușor, mai ales când directorul filmului e Mel Gibson. Actorul Jim Caviezel a trecut prin adevărate chinuri pentru acest rol a suferit de migrene din cauza că a făcut o alergie la machiajul din jurul ochilor și a dislocat umărul după ce a cărat crucea grea de 70 de kilograme. Cel mai grav mi se pare mi al treilea lucru a fost lovit de un fulger când se afla pe munte iar al patrulea lucru grav accident pe care l-a pățit, în timpul filmărilor când era biciuit de cei doi soldați, a fost lovit pe bune pentru ca scena să pară cât mai reală, iar declarația acestuia a fost, citez, atât de oribil a fost durerea, încât nu mai puteam respira. Urmează o accidentare mai amuzantă. Steve Carell, în filmul din 2004, Virgin la 40 de ani, primește recomandarea unui prieten să se epileze pe piept, să scape de părul ăla de lup de pe piept ca să aibă succes la femei. Astfel că acesta ajunge într-un salon, iar cu ajutorul unor bens cu ceară, acesta va scăpa de părul de pe piept. Actorul a vrut să pară scena cât mai reală, așa că acela e părul lui, deci totul e real. Lacrimile, urletele lui sunt reale, dar și râsetele celor care asistau la scenă. Mai am încă două evenimente să vă prezint, dar așa aprecia dacă mi-ați lăsat în comentarii câteva propuneri pentru clipuri următoare. Mulțumesc! Jackie Chan își face singur cascadorii în filme. Mamă, cred că toți când eram mici vreau să fim ca el, dar cred că în această scenă nu și-a dat seama prea bine, nu s-a gândit de două ori înainte să-și facă singur această cascadorie. În această scenă, unde a coborât pe bara asta lungă, a fost curentat de cablurile, care aveau și becuri, după aceea a mai terizat și pe o casă, care avea o sticlă și s-a spart, s-a ales cu multe zgârieturi, dar după ce s-a dus adrenalina din corp și-a dat seama că i s-a luat pielea de pe mâini, a fost arsă din cauza frecării cum a coborât în viteză pe bara. The power. I don't know where the power come from. Then I turn around, I see 600 uh, extra, and I just oricum el a dat declarații în mai multe show-uri că fiecare centimetru din corpul lui a suferit măcar o zgârietură dacă nu o vânătaie, dacă nu o ruptură are chiar o gaură în cap în acest film îl cunoaștem pe Tom Cruise care vine călare pe acest cal dar nu îl cunoaștem pe actorul care are parte de o lovitură sub centură o fi fost calul deranjat de vreo muscă, nu știm, dar a lovit cu piciorul și l-a scos pe soldatul ăsta din luptă înainte ca măcar războiul să fi început. Totul e bine când se termină cu bine. Vedeți, se întâmplă accidente și la case mai mari. Gata și clipul ăsta, promit că o să postez mai des, că o să ne vedem mai des. Nu uitați, vă aștept cu propuneri în comentarii și dacă vezi clipul ăsta și nu ești abonat, te-aș ruga să o faci. Mulțumesc! James Franco joacă rolul unul din cele mai importante roluri ale sale. Тьфу, вот что мы